MedicalTV.info este principala ta sursă de informare atunci când vine vorba despre sănătatea ta, așa că îți propun să abordăm un subiect de mare interes în acest moment, mai ales în România, în rândul populației adulte în mod special. Vorbim despre chirurgia bariatrică. Iar pentru a aborda acest subiect, i-am alături de mine pe domnul doctor. Și vorbim despre domnul doctor Sorin Velici, care este medic primar chirurgie generală specializat în bariatrică și metabolică, și Alexandru Velici, medic specialist în chirurgie generală, bariatrică și metabolică. Mulțumesc foarte mult! Și o să mă îndrept ușor spre Sorin Velici să discutăm un pic despre ce înseamnă chirurgia bariatrică. Până la urmă nu este un domeniu care a apărut peste noapte, deja avem 15-20 de ani de experiență în spate, dar oamenii ar trebui să înțeleagă exact cu ce se ocupă și cum ne ajută acest domeniu al medicinii. Corect, așa este. Chirurgia bariatrică și metabolică nu este inventată recent. Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Că este o ramură a chirurgiei care abordează această problemă foarte, foarte la modă, să o numim, și anume obezitatea. Obezitatea care este o boală cronică și care este cu o incidență crescândă în lume, dar mai ales discutăm despre țara noastră și avem într-adevăr această problemă reală și aici. Deci cum am putea defini sau cum am putea explica ce înseamnă chirurgia bariatrică pe înțelesul tuturor, este acea latură a chirurgiei care ne ajută să slăbim prin metode chirurgicale. Deci sunt niște tehnici chirurgicale pe care noi le aplicăm pacienților cu obezitate pentru a putea să-i aducem pe acei pacienți la o greutate normală raportată la înălțimea și vârsta dumnealor. Spuneți un pic să detaliem tipuri, beneficii dincolo de slăbit? Tipuri de intervenții chirurgicale. Într-adevăr, nu este o singură tehnică pe care o folosește chirurgia bariatrică, este un arsenal întreg. Avem mai multe tehnici chirurgicale pe care noi le putem folosi pentru a duce pacientul respectiv, după cum spuneam, la o greutate normală. Alegerea tehnicii respective se va face, în schimb, în cabinetul de consultație, împreună cu pacientul, în funcție de nevoile fiecărui caz în parte. Avem, probabil să discutăm un pic mai încolo, avem mai multe tehnici chirurgicale, folosim operații care sunt denumite gastric, sleeve gastric, bypass, plicatură gastrică, avem și tehnici de slăbit care sunt non-chirurgicale, și anume balonul intragastric, dar o să le detaliem, o să le abordăm imediat pe fiecare. Alexandru Velici, haideți să vorbim un pic despre cât și când este necesară o operație de micșorare a stomacului. Dacă vorbim de tehnicile chirurgicale, acum trebuie să înțelegem că nu orice pacient care vrea să scadă câteva kilograme se încadrează pentru intervenție chirurgicală. Trebuie să îndeplinească niște criterii. Aici vorbim de pacienții care sunt clar cu obezitate și poate au și afecțiuni asociate. Cum zicea și Sorin, avem criteriu determinant indicele de masă corporală al pacientului, plus afecțiunile asociate. Da? Dacă avem un pacient cu obezitate grad 1 și cu alte patologii asociate, este un candidat pentru chirurgia bariatrică. Evident, nu este soluția per prima. Nu o să vină pacientul, efectiv n-a făcut absolut nicio schimbare în sensul ăsta și dintr-o dată, gata, mă hotărât, vreau chirurgie bariatrică. Nu. Trebuie să treacă printr-un program, trebuie să treacă printr-o variantele alternative conservatoare și atunci, dacă nu va reuși să mențină, va fi candidat pentru chirurgia bariatrică. Și cine ar avea contraindicații?
contraindicații, aici se împart în două mari categorii. Sunt contraindicațiile relative. Pacienții care au anumite afecțiuni care nu sunt bine compensate și care trebuie compensate înainte de intervenția chirurgicală, dar sunt și contraindicațiile absolute. Efectiv, pacientul nu va putea beneficia de chirurgia bariatrică. Aici vorbim de pacienții cu afecțiuni psihiatrice severe, vorbim de pacienții cu boli neoplazice, cancere, ori în evoluție, ori în tratament. Și atenție, pentru că deși poate considera vindecat chirurgical, a făcut operația dedicată tipului de cancer pe care l-a avut pacientul, trebuie să fie considerat și vindecat oncologic. Adică trebuie să treacă și prin partea cealaltă de chimioterapie, etc., ce e indicat în fiecare parte de cancer respectiv. Da? Și mai avem pacienții cu dependențe de anumite substanțe necontrolate, vorbim ori de dependență de alcool sau de droguri legale sau ilegale. Vorbim practic despre obezitate, pare a fi una din bolile secolului. Vedem și statisticile atât la nivel european cât și la noi în țară. Ultimele statistice făcute de Eurobarometru arată că undeva la 58-60% dintre adulții din România sunt supraponderali, poate chiar obezi. Supraponderali și obezi. Și obezi, da, exact. Am văzut chiar că această boală crește cu rapiditate și în rândul copiilor. Și aș vrea să discutăm un pic despre obezitate, cam ce pericole, dar și beneficiile pe care le aduce chirurgia bariatrică în acest sens. În primul rând, plecând de la ideea că obezitatea este o boală, este o boală cronică, a fost identificată de către și exprimată în așa fel de către Organizația Mondială a Sănătății, deci a fost considerată o boală cronică din mai multe motive. În primul rând, pentru că aduce o afectare a calității vieții pacientului respectiv, în al doilea rând, pentru că aduce la pachet o grămadă de alte probleme de sănătate. Și într-adevăr, incidența altor probleme de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, poate chiar și afecțiuni neuropsihiatrice, depresie, sindrome anxioase, nu mai vorbim de unele tipuri de cancere, există infertilitatea care este la femei, care este în strânsă legătură, o legătură foarte bine demonstrată cu obezitatea, avem problemele osteoarticulare, deci probleme ortopedice. Când pacienții ajung până la protezare datorită greutății în exces, avem o gamă foarte, foarte mare de afecțiuni care pot fi, dacă nu determinate, cel puțin agravate de către prezența obezității pentru acel pacient. Acum, cu cât gradul de obezitate este mai avansat, cu atât riscul ca acele probleme să fie mai serioase sau incidența lor, evident, vor crește exponențial. Chirurgia bariatrică reprezintă și anumite pericole la ce ar trebui să fie atenți pacienții? Chirurgia bariatrică, în primul rând, vorbim de chirurgie. Orice gest invaziv asupra unui corp, evident, vine la pachet cu niște riscuri. Tocmai din acest motiv, există pentru a încadra un pacient pentru o intervenție chirurgicală, ori de care ar fi ea, și aici nu face excepție nici chirurgia bariatrică, o intervenție chirurgicală bariatrică presupune investigarea corectă a pacientului. Scopul acestor investigații, înainte de intervenția chirurgicală, în care noi abordăm sau încercăm să identificăm probleme ale fiecărui aparat și sistem care poate fi intersectat de către actul nostru anestezico-chirurgical, după cum spuneam, acest scop este vădit de a scădea cât mai mult riscurile și de a crește cât mai mult beneficiile. Sau mai pe românește, în momentul în care noi am pus pacientul pe masă, trebuie să ne asigurăm că avem maximum de beneficii cu minimum de riscuri. Există într-adevăr riscuri, există riscuri specifice pentru acele tipuri de intervenții chirurgicale, există riscuri care sunt specifice unei intervenții chirurgicale în sine. Dar este de subliniat că este un tip de chirurgie care este foarte, foarte safe, foarte sigură comparativ cu alte tipuri de chirurgie. De ce? Pentru că este foarte bine standardizată, pentru că operațiile le efectuăm pe cale laparoscopică și atunci controlul asupra gesturile noastre din abdomenul pacientului sunt mult, mult mai sigure și în acest fel, dacă ne uităm la statistici, o să observăm că riscurile pentru aceste intervenții chirurgicale sunt undeva sub 1%. Apropo de neapărat de riscuri, de beneficii,
Spuneți-mi cam câte kilograme credeți că putem pierde în urma unei intervenții? Acum, când vorbim de pacientul postoperator și de greutatea pe care o va pierde, nu ne raportăm în număr de kilograme, ne raportăm în procente din exces ponderal. Pentru că fiecare pacient este diferit, fiecare pacient vine cu un exces ponderal la pachet, de asta și vine la intervenția chirurgicală, și noi ne raportăm în procente din exces ponderal, adică din kilogramele pe care le are pe plus, față de cum ar fi ideal pentru înălțimea și vârsta și sexul pacientului. Da? Și când vorbim de chirurgie bariatrică, cu ajutorul pacientului putem să scădem până la 100% din excesul ponderal. Dar, repet, trebuie să fie și ajutorul pacientului, pentru că noi facem ok partea cu operația, dar trebuie să respecte și indicațiile noastre și trebuie să ne ajute să eficientizăm procesul, pentru că nu este doar operația în sine. Deci este vorba de o întreagă schimbare, o schimbare a întregului stil de viață. Exact, exact așa este. Adică operația, ce ar trebui să facă mai mult pacientul imediat după operație? Operația în sine este o unealtă pe care noi o dăm pacientului să-l ajutăm să-și schimbe tot stilul de viață. Nu poate să se aștepte pacientul că beneficiază de această intervenție chirurgicală, dar nu își va modifica absolut deloc stilul de viață, pentru că este total eronat. Nu putem să plecăm de la premisa asta. Nu există o operație magică. Facem operație după care mâncăm la fel, avem același program, același stil de viață. Nu funcționează așa. Pacientul trebuie să ne dea o mână de ajutor. Și cum va face asta? În primul rând, el vine, face intervenția chirurgicală și pleacă la pachet cu niște recomandări din partea noastră. Da? Una dintre recomandări, generic vorbind, este să schimbe stilul de viață, obiceiurile alimentare, partea de sedentarism, să nu mai fie prezentă în viața pacientului. La un moment dat, în parcursul postoperator, va interveni activitatea fizică. Trebuie să înceapă să facă un pic de activitate fizică intensă, sport pe românește. Nu e ceva wow, nu trebuie să fie, dar trebuie să iasă din rutină, din cotidianul lui cu care e obișnuit. Da, pacientul poate merge foarte mult, că ăla e stilul de viață, ăla e jobul, dar ăla e cotidianul. Corpul se învață cu anumit efort fizic și atunci trebuie să rupă un pic balanța asta, să o dezechilibreze balanța energetică și trebuie să facă mai mult pe parcursul zilei, să consume mai multă energie pentru a influența negativ, să zicem așa, balanța energetică. Ca să mai vorbim de cei care, de exemplu, stau la birou pe scaun 8-9 ore fiecare sedentarismul, zi. Sedentarismul este... Plus se duc acasă și stau pe canapea. Pe canapea, exact. Eventual, dacă mai luăm și o pungă de chipsuri, bem și un cola, adică... Astea sunt obiceiuri care trebuie schimbate radical. Pacientul va trebui să uite că există anumite grupe alimentare, pacientul va trebui să fie mai activ, pacientul va trebui să fie mai ordonat în stilul de viață și alimentar, dar și partea asta de odihnă și partea de activitate fizică. Este o operație în sine, chiar dacă este restrictivă la început, în sine e o operație, este reeducativă. Îi dă uneltele necesare pacientului să fie ușor să schimbe stilul de viață, să învețe să trăiască sănătos. Aș vrea să vorbim un pic, să punem și un pic accentul pe poate ce ne doare cel mai tare, prețul unei astfel de operații și să ne spuneți dacă există ajutor din partea casei de asigurări de sănătate, de contare, de la CAS. Da, este una dintre problemele de care nu neapărat noi, cât pacienții se lovesc frontal. De ce? Într-adevăr, sunt niște operații care nu sunt ieftine deloc. Nu sunt ieftine nu neapărat pentru că ele sunt doar efectuate în sectorul privat, pur și simplu pentru că implică niște costuri ale unor consumabile pe care noi le folosim, care au un cost într-adevăr ridicat. Deci este genul de intervenție chirurgicală care necesită o anumită tehnică. Vorbim și de, nu mai vorbim de dezvoltarea personalului, da, pe parcurs, dar per se, fiecare caz în parte va folosi niște consumabile, niște instrumente care nu sunt deloc ieftine și atunci aceste lucruri se vor reflecta în prețul intervenției chirurgicale. Sau mai devreme, genul ăsta de intervenții chirurgicale nu sunt efectuate în spitalele de stat pentru că nu au nici infrastructura, nu au nici cunoștințele de așa natură încât să poată să efectueze genul ăsta de intervenții chirurgicale și atunci sectorul privat s-a adaptat la aceste cereri și chirurgia bariatrică, cel puțin la noi în țară, se efectuează doar în centre private. Evident, fiind mai multe centre,
fiind un sector privat, prețurile vor varia, dar vorbim de câteva mii de euro pentru fiecare caz în parte. Din păcate, deocamdată, casa de asigurări nu decontează aceste tipuri de intervenții chirurgicale. Sperăm ca pe viitor să se întâmple și la noi ce se întâmplă în partea de vest a Europei sau peste ocean, unde parțial sau total aceste intervenții chirurgicale vor putea fi suportate și de către Casa Națională de Asigurări. Ce poate fi îmbucurător, să zicem, sau ca o parte pozitivă, de exemplu, în clinica în care lucrăm noi, Romanian Bariatric Center, încercăm să identificăm niște soluții de a ajuta pacienții, niște soluții de creditare, de a ușura un picuț această parte financiară a pacientului și avem mai multe tipuri de colaborări cu diverse instituții financiare care vin în sprijinul pacientului sau întâmpinarea lor, oferind tot felul de soluții de plată în rate pentru aceste intervenții chirurgicale. Mulțumesc mult de tot! Discuția noastră nu se oprește aici. În a doua parte a discuției noastre legate despre acest subiect vom detalia și mai mult avantajele și dezavantajele chirurgiei bariatrice, dar și ce presupune pregătirea preoperatorie pentru pacienții care aleg o astfel de intervenție.